Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție. Hai să fim super. Invitatul meu de astăzi a făcut istoria acum 17 ani la Jocurile Olimpice. Stăm de vorbă cu Marian Oprea. Bun găsit, Marian, și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Să mulțumesc pentru invitație. Marian, o să ne întoarcem un pic în trecut, o să vorbim despre copilăria ta și uh, o să ne povestești tu cum a fost acea perioadă. Știu că la vârsta de 12 ani ai fost selectat chiar de antrenoarea ta, Doina Anton, să faci atletism. Cum s-a întâmplat? Păi, la vremea respectivă, începutul anilor 90, nu existau prea multe modalități de a ajunge la sport. Modalitatea de bază fiind, bineînțeles, selecția. Și, și eu am făcut parte dintr-un proces de selecție, în primul rând, în cadrul școlii, școala generală. Doamna, Erați selectați din. Uh, din școală? Da, mai larg vorbind. În, la nivel școlar exista deja un sistem sportiv destul de bine pus la punct. Să-i spunem, educația fizică și sportul funcționau într-un fel destul de corect. Adică existau competiții interșcolare, existau, se practicau adică toate sporturile și toți treceam prin acest proces de practica educației fizice. Și, bineînțeles, exista o constanță în practicarea orelor de sport. Motiv pentru care era foarte simplu să faci tranziția spre un sport atât timp cât aveai o înclinație Inclinație, sau un talent, da. să spunem. Da. Și cum te-a descoperit uh, Eu fiind, ta? mă rog, destul de activ din punctul ăsta de vedere, pentru că uh, mergeam destul de frecvent la crossuri, jucam în echipa școlii și la handbal și la basket și, bineînțeles, la nivel școlar, nimic deosebit. Marele noroc, dacă e să-i spunem, și pentru mine este un noroc, faptul că am avut diriginte pe doamna profesoară Cornelia Țintoacă, care era profesoară de educație fizică și sport. Și m-a plasat într-un fel anume mai departe, văzând, bineînțeles, că a exista Ești o posibilitate Nu am exagerat cu talentul foarte mult Nu am fost un talent exagerat, nu Târziu am realizat și eu asta Am crezut că sunt talentat, dar nu dar cum Aveam, aveam într-adevăr anumite în timp. în timp îți dai seama Când ajungi în În adevăratul Sport și vezi cam Care e competiția Da Există o perioadă de adaptare, bineînțeles, încep să testezi probele. Dacă ești cu adevărat talentat, nimeni nu te bate niciodată. Eu în niciun caz n-am început de acolo. Toate, să spunem, rezultatele cu adevărat esențiale au venit după ani serioși de pregătire. Și vorbind despre contactul meu cu atletismul, de la școală, a fost foarte simplu să, să ajung într-o selecție care se desfășura, bineînțeles, în fiecare an. În fiecare an, la fiecare început de an școlar, sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, întotdeauna era selecție pentru că participam la toate. Și din momentul ăla, când am fost selectat? selectat, deja lucrurile au devenit aproape, nu știu, ca o normalitate. Dar -a, atras foarte mult. a atras foarte mult uh, ideea, nu atletismul în sine, pentru că nu aveam prea multe cunoștințe despre atletism sau uh, nu e sportul pe care îl practici conștient tot timpul. Copii, de ce se va întâmpla? Da, copiii joacă un joc de echipă, eventual cu mingea și așa mai departe. Atletismul mai puțin și așa era și la vremea. Dar odată ce ai contactul cu, cu el și odată ce faci parte într-un grup, pentru că și asta e un alt aspect foarte important ce însemna pregătirea pe stadion, reprezenta un grup foarte mare. Ceea ce nu este neapărat astăzi obligatoriu sau nu mai există conceptul ăsta de grup și de selecție în sensul în care există un potențial foarte mare de a de a genera un eventual sportiv de performanță. Dar știi ce vreau să te întreb? Uite în povestea Gabi Sabo că atunci când intrai într-un astfel de grup, uh, spre exemplu, dacă veneai ultimul, trebuia să demonstrezi. Da, bineînțeles, ca în orice alt grup sau ca în orice altă activitate există greu? o oarecare ierarhie, să-i spunem, da, și, și la nivelul copiilor sau juniorilor. Nu consider că mi-a fost greu nimic din tot parcursul pe care l-am avut, începând de la 12 ani până la. 38 nu m-am retras, n-am considerat greu adevăratul sens al cuvântului, încât să simt că e ceva care, nu știu, mă extenuează sau mă doboară mm -hmm. psihic. sau Nu-mi nu reamintesc nici măcar un moment de genul ăsta. Te ajută bă, atletismul, sau pe, cel puțin pe tine, te-a ajutat să te dezvolți fizic? <laughs> Din punct de Eu vedere că orice, genetic. Da, da, orice, cum... dar nu știm cum s-ar manifesta genetica dacă nu ar fi o completare asta. cu da. să-i spunem un program de activități fizice, pentru că de despre asta este vorba. Eu sunt de părere că sportul ajută foarte mult la. O dezvoltare să-i spunem mai armonioasă. A corpului în primul rând, și dacă ai un, să spunem, norocul să-l practici. La un nivel destul de mare, și să iei contact și cu alte mentalități, și cu alte uh -huh. oportunități stresante de multe ori, și să poți să le faci față, cred că te poate dezvolta mai mult decât fizic. Copil fiind, ce te-a motivat pe tine să nu renunți la atletism? Eu am privit lucrurile invers, puțin. Nu ca și copil, dar ulterior a fost genul de activitate care, într-adevăr, m-a atras. Adică nu, deja nu mai aveam nevoie de motivație. În momentul când am ajuns pe stadion, acea activitate, acea atmosferă, relaționările cu uh, colegii mei și cu tot ce se întâmpla pe stadion și ulterior, și competițiile, bineînțeles, mici la nivel școlar, erau lucruri care, într-un fel sau altul, rezonau cu mine. Așa că n-am căutat o motivație extraordinară sau ceva uh -huh. din exterior care să mă facă să merg mai departe. Pentru mine, pur și simplu, era exact ce mi se potrivea. Într-un fel, ulterior, și aflu că chiar îmi doresc să fac lucrul ăsta odată ce se și materializează în vreun fel. Adică câștigi o competiție, încep să deja îți dezvolți un stil de viață tânăr, adult ulterior, deja parcursuri și educațional și practic se conectează unul cu celălalt și atunci Lucrurile vin într-o naturalețe, cred eu. Să faci performanță înseamnă și să renunți la anumite lucruri. La ce ai renunțat tu? Ca sportiv de performanță. Este exact același lucru ca subiectul precedent, dacă ar fi să facem să fac o analiză din perspectiva în care sunt acum, adică fostul sportiv. Da. Și atunci realizez că timpul investit în activitatea ta și este vorba într-adevăr de timp foarte mult, aproape întotdeauna. Energia investită, care din nou necesită un maxim de potențialul tău, într-adevăr au lăsat niște goluri în partea socială, să spunem, sau în viața personală, dar asta doar dacă facem acum o analiză. La vremea respectivă, lucrurile funcționau exact cum am spus și mai devreme, atât timp cât te atrage și este ceea ce simți cu adevărat că ai vrea să faci, Poate este și un concept egoist, dar este construit pe, pe un sportiv tânăr, pe un copil, practic, da. ulterior se va dezvolta așa. N-ai cum să-ți dai seama că o să neglijezi alți oameni sau alte situații în viața ta, dar o să faci lucrul ăsta. Nu cred, n-am conceptul acesta de sacrificiu, pentru că atâta timp cât într-adevăr consider că poți să ajungi sau poți realiza lucruri. Importante pentru tine și atât timp cât îți dezvolți mai mult decât o carieră, un stil de viață și eventual un trai, pentru că noi practic trăim din asta, toate celelalte aspecte cred eu că sunt secundare. Cu tot egoismul necesar, <găt> dar sunt secundare. Iar sportul de performanță necesită o astfel de abordare. Altfel și cred că orice orice alt domeniu dacă ai vrea să fii la cel mai înalt nivel și dacă ai vrea să fii printre cei mai buni din lume, necesită cam aceleași caracteristici. De obicei, părinții și profesorii pun școala pe primul loc. În cazul tău, cum a fost? Exact același lucru. Da? Da. Norocul meu a fost că n-am avut niciodată nicio problemă Ți-a plăcut școala? Plăcează... Nu în mod deosebit. Nu, nu în mod deosebit. Eram foarte leneș chiar. Și probabil de asta m-am îndrumat mai mult spre sport. Dar în același timp... Nu puteam să. Chiar nu am avut niciun fel de problemă niciodată, chiar și cu minimum de atenție acordată. Dar, bineînțeles că a fost criteriul principal și primordial. Norocul meu și al nostru, al tuturor, este că a fost în mod deosebit atunci și este și în ziua de azi, pentru că încă continuăm o relație extraordinară. Noi, eu am făcut parte din grupul de copii selectați nu de un antrenor doar de un profesor foarte bun, de un pedagog foarte bun, care înainte de toate, oricum ne-a cerut și ne cerea la toți, Același, același lucru. Același lucru da. Pentru a performa aici, în niciun caz nu trebuie să neglijați celelalte aspecte ale vieții și la vremea aia, bineînțeles, înseamnă educația, școala. Nu s-a pus problema și am avut nenumărate, nenumărate cantonamente unde trebuia să stăm cu cărțile după noi, eventual mai ales în perioadele examinării. Dar totul a fost într-un context potrivit și ne pregătea pentru orice situație. Fără a neglija, dacă tot excelăm sau vrem să facem carieră sportivă, în niciun caz să neglijăm celălalt aspect. Absolut. Odată cu performanțele tale, a trebuit să te antrenezi și la București. Știu că făceai în București pitești zilnic. Cum a Au fost? Au fost perioade. Nu era o perioadă foarte lungă, dar am avut perioade. În Pitești, de exemplu, atletismul este un sport unde se, sportul care se petrece pe stadion în mare parte. Vis-a-vis -vis de sezonul rece, noi avem foarte puține facilități în țară. Una dintre ele este în București, adică o sală de atletism unde să poți să te antrenezi. Bineînțeles, putem să mai folosim și asta și făceam, foloseam școlile, școlile, și sălile sportive din școli. Dar având, fiind activitate în adevăratul sens al cuvântului, chiar și școli, în școli în acea perioadă, când vorbim acum de anii 90, Uh, nu însemna că o să găsești un loc liber foarte des. Și atunci mai făceam aceste lucruri, veneam de dimineață la București, făceam antrenamente, întorceam la Pitești. Nu ce era greu? De multe ori am venit și la mergeam și la concursuri și încă se mai practică chestia asta, să vi uh, vin grupuri de copii și de tineri la concursuri și se întorc în aceea zi acasă. Uh, nu, nu mi era greu. Adică nici măcar n-am gândit vreodată Că are un coeficient de dificultate tot ceea ce făceam. În primul rând, în al doilea rând, din nou, dacă judecăm din perspectiva prezentă, cu multe alte posibilități sau alegeri pe care le-ai putea avea, bineînțeles că atunci o să consider că este greu. Dar, repet, vorbim de anii 90 și nu cred că erau prea multe posibilități sau orice alt lucru care să te atragă sau să vrei să-l faci. Deja, dacă ai norocul să faci un sport, și să ai și cât de cât o satisfacție din, din el, deja ai nu mai pierdut e, contactul cu restul. Acum vreau să-mi mărturisești de unde vine porecla ta struțul? Cine-ți-a da. dat-o? Colegii mei, bineînțeles. Colegii mei, din nou, cred că 94-95, în acea perioadă, începuturile. Există o poveste aici? Nu în mod deosebit. Există clasica povestea grupului, destul de mare, unde bineînțeles în acea vârstă cineva trebuie identificat cu ceva. Acum un tânăr slăbuț în alt cu picioarele lungi și alergă așa... <gătări> nu era foarte da, greu de... <gătări> ar, da, nu era o dificultate. Te-a deranjat chestia nu, asta? Deranjat nu, niciodată, nu nu. Îți mai Aș... spune cineva așa? Nu. Ba da, majoritatea. Da, și asta da, Și profesorii la școală îmi spuneau tot la fel, dar ce să facem acum? Depinde de context, bineînțeles. În contextul sportivului, ești sportivul, ești deja etichetat, să spunem, cu uh -huh. o poreclă sau un pseudonim, nu mai devine o oarecare normalitate. Acum nu era, în niciun caz nu se punea problema de supărare, pentru că majoritatea avea câte un nume. La programul tău de antrenament în perioada respectivă? Perioada respectivă în ce? Pentru că sunt diferențe foarte mari. Anii 90, odată ce ești, mă rog, a, a, Se copil, diferențiază. Bineînțeles. Sau anii 2000, deja când ajungi oarecum, să-i spunem, profesionist sau specializat, când deja uh, ajungi păi, luăm la un la nivel mai... Dar de la început. Da, la început e destul de lejer, pentru că lucrurile merg, așa cum am spus mai devreme, în compensații și mai ales în colaborare cu școala. Asta înseamnă că, eventual, o să ai un, o sesiune de antrenament, dimineața sau după amiaza, două ore, două ore și ceva. Pe urmă, ulterior, atâta timp, dacă faci parte din, dintr-o dintr școală cu program sportiv, se mai pot modifica lucrurile în sensul că ai timpul să faci și a doua sesiune de antrenament. Aceasta fiind, bineînțeles, inclusă în programa școlii. Altfel, tot cam la un antrenament pe zi. Dar în ceea ce mă privește, din perioada liceului, deja începusem destul de serios pregătirea, aproape profesionist, în sensul programului de antrenament și cam așa a continuat și ulterior cu diverse ajustări, în plus, bineînțeles. Erai un tip care era marcat de rezultatele sportive, adică atunci când pierdeai, te închideai în tine sau erai destul de deschis Uh, am avut, în primul rând, norocul în acea perioadă în care, să spunem, tranzitez spre performanță să nu am prea multe eșecuri. <laughs> și m-am adaptat pe o perioadă de timp destul de lungă. Uh, odată ce ajungi profesionist, să spunem, și la nivel destul de serios, la nivel olimpic, mai ales, faptul că pierzi o competiție sau ratezi o medalie, bineînțeles că în interiorul tău e o tragedie. Dar trebuie să înveți să abordezi lucrurile în așa fel încât să nu te dezavantajeze pe viitor acest lucru. Doar să te ajute da, eventual. Da, te-am întrebat chestia asta pentru că știu că e destul de greu. Adică muncești foarte mult, te antrenezi foarte mult, spre exemplu, pentru Olimpiadă. Da, și... este foarte greu. Ține de capacitatea fiecăruia. Asta e un aspect că pierzi un concurs. Sunt aspecte, bineînțeles, tot în același punct ajungi, dar odată, câteodată pierzi un concurs din cauza rezultatului sau competiția e mult mai puternică decât ai fi așteptat sau poate decât ești tu pregătit. Câteodată intervin accidentele și pierzi într-un mod tragic, pierzi o competiție. De accidentat la un moment dat? Mi-am uh, săvârșit și eu partea mea de... Da, uh, uh, cred că nu poți scăpa întreg dintr-un într sport de dacă, din orice sport, dacă faci la nivel de mare performanță, cu atât mai mult dacă faci o perioadă mai îndelugată de timp, adică să faci peste 10 ani consecutiv și nu înseamnă că rezultatele acel nivel te, te vor pune în dificultate sau îți vor crea uh, probleme de ordin medical. Dar uh, programul zilnic... Care este necesar pentru a ajunge sau pentru a te menține la, ce, la acel nivel, în niciun caz nu este ușor, în sensul intensității. Și atunci o să crăpe ceva inevitabil mai devreme sau mai târziu. Care a fost prima bucurie pe care ți-a adus-o atletismul? Da, bună întrebare. În, adevărat, în adevăratul sens al cuvântului, bucurie, cred că da. În 99 am câștigat o medalie la un campionat. European de juniori. Eu fiind mai mic de vârstă, de fapt, dar am reușit să mă calific și am reușit să cuceresc medaliile, lucru neplanificat și nesperat. Și țin minte că eram foarte bucuros, foarte satisfacut după acea competiție. Dar, lăsând asta la o parte, prima bucurie, bucurie în sensul. Aceasta este o bucurie profesională. Da. Ai avut o satisfacție. Da. Prima bucurie personală a fost când am primit o pereche de ajutăși. Serios? Serios, da. Lucru pe care eu sau copiii, în general, nu-l aveau sau nu aveau acces în ai perioada avut, respectivă. Ai avut și dezamăgiri? Pe moment. Dezamăgiri. E mult spus, cred că dezamăgire. Dar pe moment, așa simți, la o analiză corectă, nu e nimic altceva decât procesul absolut normal al oricărei ramuri sportive sau. Da, oricărei activități de altfel la un nivel serios. Întotdeauna cele mai multe sunt eșecuri, bineînțeles. Cele mai puține sunt, mai puține sunt victorile și întotdeauna începi cam cu competițiile pe care le pierzi sau situațiile pe care nu le câștigi în mod deosebit. Dar dacă într-adevăr îți dorești să ajungi la un nivel serios și vei continua și mai ales destul de clar cu obiectivele sau cu direcția pe care vrei să o se poate ajunge fără probleme și la... Cu performanța ta de vârf la triplu salt, te clasezi pe locul 16, all time. Cum e pentru tine această imensă realizare? Nu este imens. Este imensă. <laughs> da. Um... Chiar am vorbit în toată în această perioadă de un an, un an și vreo două, trei luni de când m-am retras, am avut ocazia să vorbesc cu mai multe persoane și vis-a-vis -vis de acest aspect. Acum mai trecut de cealaltă Adică bănuiesc că acum, la vârsta ta, percepi altfel, nu? Decât... Nu e vorba de vârstă. Nu cred că este vorba de vârstă acum. Ce mi ai 39, ce mai ai 30. Uh... Perioada, să spun. Da. Uh... Cred că este foarte important din poziția în care privești exact. lucrurile. Uh, toată această perioadă, aproape 27 de ani, uh, totul a fost foarte important pentru mine. A fost. Acum pot să clasesc ca și cum e ca o menire. Asta a fost destinat, a fost menirea ta, pentru că eu, într-adevăr, am ajuns pe stadion dintr-un noroc. Și tot dintr-un noroc am ajuns. Uh, să fiu un drumat de persoana care trebuie și mai departe la fel foarte mulți dintre colaboratorii mei s-au încadrat în aceeași, în aceeași atmosferă toată această perioadă toate lucrurile au fost importante și am să din nou am să apelez puțin la egoism la egoism au fost cele mai importante pentru mine faptul că mă pot manifesta faptul că pot ajunge la un nivel foarte mare faptul că pot câștiga medalii Faptul că mă pot întreține din această activitate a fost foarte, cel mai important lucru pentru mine. Aproape putem să-i spunem așa, extrapolând, ca o religie. Asta a fost religia mea, stadionul a fost biserica mea și asta făceam zi de zi. Uh, în această situație s-au acumulat diverse medalii la diverse, diferite competiții, clasamente care rămân o anumită perioadă de timp. Uh, dar astea sunt importante cât e sportiv. Pentru mine, acum și nu sufer de nostalgie prea mult, nu mai înseamnă prea mult. Pentru că -am, am trecut de, de cealaltă nu, Cred nu, că ar nu, trebui să nu însemne foarte în sens, mult. Nu, în sensul mândriei. Sunt, ah. sunt ale mele. Da, dar uh, e normal să ai această... Am aceată... muncit, într-adevăr, foarte mult pentru ele, dar nu am simțit niciodată că am făcut ceva ce a trebuit să-mi sacrific. Asta am făcut, mi-a plăcut și am avut oarecare înclinație. A fost totul pentru mine, atât timp cât am fost activ. Odată, ce m-am retras? Rămân, inevitabil vor rămâne ca și statistică, să-i spunem, sau pot, aceste lucruri pot ajuta următoarele generații, dar pentru mine personal nu, adică nu mai mă leg de aceste lucruri pentru că și-au avut uh, importanța în, în acea perioadă a vieții mele, care a fost minunată și o să rămână la fel, dar acum este altă parte a vieții. Ai spus foarte bine, Marian, pentru că rămâi un exemplu, ești un exemplu, pentru că astăzi ești antrenor, te-ai retras la 38 de ani. Cum e? Foarte greu. E foarte greu? Foarte greu, da. foarte <laughs> greu în ce sens? Tranziția nu este ușoară, în primul rând. Nu poți să ai aceleași așteptări. Odată ce faci o schimbare, primul contact sau prima impresie pe care o poți avea este tu ai fost sportivul, tu ești antrenorul. Știi ce vrei de la un sportiv? Da. Și marea greșeală este că, bineînțeles că am anticipat acest lucru și nu m-am comportat așa, dar tot rămâne foarte greu. Uh, să nu ai pretenții de la tine ca sportiv, ai pretenții de la altcineva, alt sportiv și așa mai departe. Adică lucrezi cu altă persoană, nu lucrezi cu tine. Uh, Avem talente în România? Indiscutabil nu cred că se poate, sau nu cred că se va putea pune vreodată problema vis-a-vis de talent. Din fericire, dacă la început vorbeam de genetică, așa te dezvolți, la capitolul ăsta nu cred că poporul român duce vreo lipsă. Care este obiectivul tău ca antrenor? O În primul rând să te adaptezi. Nu, nu, nu. Da, așa a fost această tranziție și nu a fost neapărat planificată. A fost un, un context. Uh, am preluat uh, un sportiv uh, cu care am fost și colegi o perioadă și am lucrat împreună cu același antrenor, cu doamna Doina Anton. Uh, Dumnezeu, pensionându-se și s-a retras uh, din această activitate, după foarte mulți ani, uh, am considerat acum un acord că ar fi cea mai, cea mai bună situație de continuitate. Și am încercat și am făcut tot ce am putut noi să, mă rog, să continuăm acest proces. Dar asta nu înseamnă că va merge, ai, ai terminat cu sportul, o să intri în antrenorat și acum o să apară rezultate în niciun caz. Și nu e vorba doar de un singur aspect, nu e vorba doar de faptul că ești pregătit sau nu, nu e vorba nici dacă. Sportivii care sunt în momentul de față practicanți sunt talentați sau nu, e vorba că întregul context și mentalitatea sunt total diferite față de ceea ce ne-a pregătit pe noi. Viziunea vis-a-vis -vis de sportul, sport în general și mai ales de sport de performanță e diferită, abordarea noastră a tuturor e diferită pentru că tot conceptul social este diferit. Și atunci, nu mai revenim la întrebarea inițială, care este planul? Planul. Pentru mine este să mă adaptez în primul și în primul rând și să poți începe să, dacă ai adunat ceva cunoștințe, să le materializezi prin colaborarea cu alți sportivi. Dar nu e ca și cum îl treci pe foaie și pe urmă respecti fiecare pas. Și vei ajunge inevitabil la rezultatul dorit, în niciun caz. Marian, vreau să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și îți doresc din tot sufletul să ai cele mai frumoase rezultate ca antrenor. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc!